Asta e un panou cu spumă poliuretanică. Asta în luna lui iunie, iulie, august, când începe să degaje temperatura, nu o să mai poți sta înăuntru. Eu grăbit ultimul cu tremur între noapte pe ei, că pe mine nu mă speria. Am fost ăla de la 1 noaptea, de la vineri seara spre sâmbătă. Crăpați pereții, cedează tavanele, deci nu mai era de locuit. Atunci am zis că e decizia finală, nu mai știu să se mutăm jos. N-avem ce facem. Aici stăm eu, soțul și fetița. Bine că nu ne-au băgat pe toți 5 într-unul, aia e cel mai important. Las la vechea locuință ca să mai aibă grijă de lucrurile care sunt în casă, pentru că mai avem vizitatori. Aveam 3 camere, bucătărie, baie. Aveam bucătărie, baie, antreu, nu 3 dormitoare. Dar ce ne așteptăm? Dacă nu se rezolvă până în toamnă, mă duc înapoi, n-am încotro. Pe iarnă sunt 4 locuri aici, frigurile care or fi. Doar aia altfel, dar iarna. Și timpul ăsta nu putem estima noi, doar cei care ne guvernează. Și acum, ținând cont de faptul că se apropie alegerile, cred că o să bată și ei cu ciocanul fierul, până ce nu se răcește. Ăla se intrați pe spate că ne-au plăzut și tava asta iarnă. Și de la cu trebuie, dar și de la zăpadă. Asta e sărac. Nimic de lucru la oameni, e omul lor că sunt pensionat. Dar tineretul ăsta n-are nimic. Oh.